să nu obosim în facerea binelui spre slavă lui Dumnezeu și nu se știe, nu se știe când ți se întoarce. Nu se știe la niciunul dintre noi. Studiem împreună Evanghelia lui Marcu, Iohanan Marcus sau Marcos, un tinerel care a început șovăielnic lucrarea alături de ucenici, a ajuns evanghelistul pe care îl cunoaștem astăzi. Scrierea lui este scurtă, făcută după predicile care le-a auzit de la Petru și mărturia celorlalți apostoli. Suntem la proclamarea robului ca fiul de Dumnezeu, apoi o să vedem răspingerea, crucificarea și înălțarea. Lumea refuză slujirea lui Dumnezeu și este irecuperabilă, destinată spre foc. Scapă doar cei care vor crede în Domnul Iisus. Acesta e planul Evangheliei lui Marcu. Suntem la partea întâia, în slujba mulțimii, pentru oameni. Domnul Iisus se apropie de oamenii din jurul lui, capitolul 1 la 3. Cine a depus mărturie despre el, ca în lumea romană de atunci, și s-a făcut o listă de preferințe, ni s-a spus ceva despre autoritatea cu care lucrează acest rob, care este în același timp fiul de Dumnezeu. Data trecută am văzut compasiunea robului, venit cu o inimă gata să ajute, și din cauza aceasta oamenii au confundat cumva prioritățile și Domnul Iisus a fost nemulțumit că în loc să tacă cel vindecat, s-a dus și a vestit tuturor și el nu mai putea să intre în sate, ci stătea afară și veneau oamenii la el. Dar a plecat de acolo pentru că prioritatea lui nu era să fie vindecător. Urmează astăzi un fel de clarificare. Evanghelia lui Marcu, să știți, e foarte simplă. Pentru că nu l-au înțeles și l-au confundat cu un vindecător, Domnul Iisus acum va încerca să o dreagă și să le spună, stați un pic să stăm de vorbă, uite pentru ce am venit eu. Și în capitolul 2 sunt cele trei propuneri ale lui. Pentru asta am venit. Am venit să vă dau iertarea de păcate, am venit să vă reintegrez prin recuperare în familia lui Dumnezeu și am venit să vă fac o ofertă pentru ceva nou cum n-a mai fost, să știți, nu mă combinați cu alte lucruri. Eu sunt ceva cu totul și cu totul nou. Vin pe temelia religiei iudaice, revelația Vechiului Testament, dar vin cu ceva nou, cu totul nou. Nu mă judecați după Vechiul Testament, pentru că sunt cu totul altceva și ceva care va vă aduce nu religie, ci bucurie. Și ca un exemplu de culmea ofertei lui ca bucurie, spune, eu am venit pentru nuntă și alege din toate evenimentele sociale prin care poate să treacă o familie sau o persoană, cel care este cel mai bucuros, nunta. Niciodată nu ești mai bucuros ca la nuntă. Și Domnul Iisus alege simbolul acesta, veți vedea, al nunții, al vinului. Eu am venit să vă dau iertare, recuperare, integrare și bucurie în ceva nou. Nu-l vor înțelege și vom vedea din citirea textului, încep deja să se ridice și să scoată ghearele și să-și arate colți împotriva lui. El se va retrage din public și vom vedea cum își alege 12 la care să le predea mesajul pentru că își dă seama că societatea și poporul în larg nu-l primesc și va merge împreună cu ei, se va sui pe un munte și le va da cea mai extraordinară predică rostită vreodată pe fața pământului și auzită de muritori, programul împărăției. Am venit pentru trei lucruri și ei vor zice, el le va ține predica de pe munte, marea predică de pe munte. Dar lecția de astăzi este în acest context. Capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12, am venit să vă dau iertarea de păcat. Ei veneau la el pentru vindecare. Vindecare. Acum, vindecarea e bună pentru toată lumea. Nu i-ar fi deranjat nici pe farisei, nici cărturari, nici mari preoți dacă îi vindeca pe oameni. Iaca, toți avem boale, să fim vindecați, nu-i mare lucru. Dar el spune, am venit pentru altceva. Și de aici începe să aibă probleme. Citim. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. Plecase din cauza confuziei și a comoției și a popularității și a faptului că l-au crezut ceea ce nu era neapărat sau era mult mai mult decât l-au crezut ei. Și acum se întoarce să clarifice lucrurilor. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea
cuvântul. Eu am venit să vă spun, împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă că vine împărăția lui Dumnezeu. El le vestea cuvântul. Scopul lui nu era să facă vindecări, aceea era secundar. Dar ei veneau la el pentru vindecări. El le vestea însă cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănuc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănucul. Domnul Iisus a uitat în sus și a văzut minunea minunilor. Să sparge acoperișul, care nu era mare lucru, erau niște bețe acolo așa cu ceva frunze deasupra și probabil ceva pământ deasupra ca să fie izolant, termoizolant cât de cât. L-au dat la o parte, l-au stricat, toată lumea a cam tușit și a luat praf. S-a uitat în sus și a văzut niște oameni care făceau totul cu credință. Cu credință. Se poate predica, să știți, eu nu am scop să predic din Marcu, o să predic toată viața. Se poate predica din ce au făcut oamenii aceștia, oameni care au simțit cu prietenul lor, oameni care sunt minuni după minuni aici. Nu sunt lucruri obișnuite. Oameni care au putut lucra împreună. E o minune să poți să lucrezi împreună. Puneți într-o biserică 2 păstori sau 3 păstori și o să vedeți ce greu e să lucreze împreună. Am zis păstori ca să nu spun dirijori. Am spus dirijori ca să nu spun administratori. Oricum e greu să lucreze împreună. Ăștia sunt 4 oameni care lucrează împreună. A treia minune. Sunt oameni care le pasă, care pot să lucreze împreună, care nu se opresc la obstacole și care nu renunță ușor. Puteau să zică, domnule, am venit până aici, lume multă, las că de-abia a venit, îl prind de mâine, venim mâine, sau las că venim poi mâine. Amânarea este actul de deces al unei hotărâri luate. Aceștia sunt oameni hotărâți și zic, domnule, o facem acum. Păi nu putem, o facem, domnule, acum. Nu se poate pe ușă, îl băgăm pe acoperiș. Și se poate predica foarte frumos din ce vede Domnul Iisus când ridică ochii deasupra în oamenii aceștia. Dar textul spune așa, sintetizând, când le-a văzut Iisus, noi am spune osteneala, râvna, Domnul Iisus a văzut dincolo de toate astea și a văzut credința. A zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Vă dați seama, el o schimbă de la vindecare la iertare. De la vindecare la iertare. Acum, cu vindecarea nimeni n-avea nimic. O, dar fraza asta, păcatele sunt iertate. Ups! El le vestea cuvântul și el vrea să facă clarificări. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. Era comunicarea telepatică, fără vorbă, la nivelul gândurilor, la un alt nivel de comunicare și El citește ce gândesc ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului? Păcatele sunt iertate, ori a zice scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar de azi înainte nu mai vreau să zic scoală-te, ridică-ți patul și umblă, pentru că voi de-aia veniți după mine. Eu vreau să vă spun ce vreau eu să fac. Prin toate acestea eu am o lucrare mult mai mare de făcut. Și aceea este iertarea păcatelor. Vă deranjează? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și el face o clarificare, el a venit să ierte păcatele. Cât e pe pământ, are puterea să ierte păcatele. E aici o frază care delimitează aria de expertiză și de aplicare a puterii de iertare, pe pământ. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. După ce pleci de aici, purgatoriu și alte lucruri nu sunt valabile. Și mai este o expresie care îi scandalizează și, repet, expresia care îi scandalizează este Fiul omului. Daniel, capitolul 7. Am văzut pe nor venind înspre cel îmbătrânit de zile pe unul care semăna cu un fiu al omului. Ăsta era un alt nume pentru Mesia. Și Marcul ia de 22 de ori în Evanghelia lui și spune, eu sunt, Domnul Iisus spune, eu sunt Mesia. Dar ca să știți că am venit și ca să știți că eu sunt Fiul omului care a venit să ierte păcatele, să rezolve problema omenirii, cel pe care cel îmbătrânit de zile îl aștepta și îl va primi înapoi,
ție îți poruncesc. Oh, i-a atacat la teologie. Vindecările nu i-ar fi deranjat, dar chestia asta i-a deranjat. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. El a venit să clarifice mesajul și a spus, iertarea de păcate e mai importantă decât vindecarea. Și eu sunt fiul omului care am venit să iert păcatele. A doua ofertă este recuperarea, împlinire personală, oameni care au eșuat. Gândiți-vă la recuperare, reintegrare. Am venit să vă iert și am venit să vă iau înapoi în familia mea, în familia lui Dumnezeu. Și exemplul cel mai bun este un vameș, pentru că vameșul era afară, era outcast, era dincolo de limitele iertării evrești. N-avea voie la sinagogă, niciun evreu n-avea să intre în casa lui, pentru că se vânduse romanilor și lua bir pentru puterea invadatoare. Iisus a ieșit iarăși la mare, toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Este omul care a avut de toate, dar era al nimănui. Și Domnul Iisus a zis, vrei să fii al cuiva? O, e atâta gingășie, atâta simbolism în situația asta. Gândiți-vă la un om care are de toate și al nimănui. Ai drama lui că este un orfan în universul acesta, cum acest om era un orfan în comunitatea în care trăia. Se spune despre tragedia ateilor la înmormântare. Americanii au o glumă care spun că la mormântare îl îmbracă frumos, zice, uite dragă la el, e îmbrăcat fercheș ca și cum s-ar duce la operă sau la undeva, l-au îmbrăcat frumos și el merge nicăieri, că e ateu, el nu crede în nimic. De ce l-or mai fi îmbrăcat așa de frumos? Vameșul le avea pe toate, dar era al nimănui și Domnul Iisus spune, vrei să aparții tu, înstrăinatule, tu pierdutule, vrei să vii? Și omul acela care, exact asta era problema vieții lui, ca și problema vieții noastre, că suntem câteva miliarde de orfani, care avem nevoie de cineva care să ne ia și să ne dea sens și să ne dea dragoste și de aceea ne întoarcem la Dumnezeu, lasă totul și a mers după el. Și nu numai de atât, dar îi aduce și pe ceilalți la fel de înstrăinați de outcast ca și el, oamenii pe care nimeni nu mai dădea doi bani. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui. Și nu mai fuseseră la o biserică de cine știe câți ani. N-aveau cum să meargă la sinagogă, nimeni nu-i prime. Și Domnul Iisus a zis, tragem o biserică la tine acasă, ești gata? Da, Doamne, pe toți îi chem. Și este biserica refuzaților. Domnul Iisus este Dumnezeu care nu se duce în sinagogă, nu se duce la templu, intră în casa unuia care e al nimănui și ia pe toți aia lanții care erau ai nimănui, pe toți aia care erau departe de orice păcătoși și zice, hai să facem aici o biserică. Punctul al doilea este nu așa de mult împlinirea personală, cât recuperarea și integrarea. Ei n-aveau voie să meargă la casa Domnului și atunci Domnul vine acasă la ei. Nu-i frumos? Domnul a venit ca să-i recupereze. Dar asta n-a prins bine. Oh, dacă îi vindeca era o chestie, dar să stea de vorbă și să intre la casa lor, iarăși călca teologia și obiceiurile. Cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoși, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoși? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință. Nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Medicul are de-a face cu toți oamenii din jurul lui care sunt bolnavi. Dar există bolnavi care nu știu că sunt bolnavi și n-au nevoie de doctori. Există bolnavi care sunt bolnavi și nu știu unde este doctorul. Și există bolnavi care știu că sunt bolnavi și aleargă la doctor. Și Domnul Iisus spune, voi din care categorie faceți parte? Vorbele lui mușcă. Mușcă. L-au luat la rost și el le-a răspuns cu un răspuns care i-a străpuns până în rărunchi. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care am venit să iert păcatele și am venit să recuperez pe cei singuratici,
dați afară, păcătoși. Sunt medicul venit să vindece și să reîntregească familia lui Dumnezeu. Voi de care sunteți? Ucenicii lui Ioan, ăștia erau oamenii pocăinței. Vă aduceți aminte, Ioan, botezul pocăinței, oamenii pocăinței. Vin la Domnul Iisus și au și ei o problemă cu Domnul Iisus. Pentru că oamenii aceștia se pocăiseră ca să se întoarcă la legea lui Moise. Oamenii aceștia se pocăiseră pentru că avuseseră în viața lor o perioadă în care nu fuseseră așa cum le-a spus Dumnezeu să fie în legea lui Moise. Ăștia s-au pocăit ca să țină legea lui Moise, să ajungă la neprihănirea dată de legea lui Moise. Și îl văd pe Domnul Iisus făcând lucruri care nu merg cu legea lui Moise și vin și ei alături de farisei. Stranie împerechiere. Stranie împerechiere. Te aștepți ca Domnul Iisus să aibă probleme cu farisei, cu saducheii, cu irodienii, dar cu ucenicii lui Ioan Botezătorul? Aceasta pentru că a treia ofertă a Domnului Iisus este un fel de eliberare de vechi spre ceva ce este nou. A venit să facă toate lucrurile noi. Și spulberă tiparele Vechiului Testament care trebuiau să vestească despre el, pentru că a venit și acum toate tiparele trebuie să date la o parte. Am venit! Gata, nu mai trebuie să mă vestească și să țin lucruri care să vestească venirea altuia, pentru că am venit! Am venit! Și are probleme cu Ioan sau cu ucenicii lui Ioan care se întorseseră prin pocăință la viața veche de neprihănire sub legea lui Moise. Ucenicii lui Ioan și farisei, ciudată în crângătură, obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, chiar ucenicii tăi nu postesc? Bă, o țineți tot într-o mâncare, o băutură și o veselie. Ce-i cu voi? Ce pocăință e asta pe care o vestești tu fără post? Nu ți se pare că sunteți prea veseli pentru evlavie și pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu? Ar trebui să fiți în lacrimi și în sac și cenușă și în post și rugăciune. Și Domnul Iisus le spune mesajul acesta al eliberării de vechi și oferta noului. Ei n-au înțeles ceasul și n-au înțeles cine era cel care a venit. Și atunci le spune, oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Și anticipând calvarul și vremea din tristețea zilelor în care el va fi în mormânt, zice, vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Va veni și ceasul tristeții. Dar cum ar fi oameni buni, spune Domnul Iisus, că atunci când a venit mirele, prietenul mirelui și ceilalți să zică, acum am pregătirea nunții, hai să tragem niște zile de post. Nu merge. Eu am venit să fiu mire și ceea ce se pregătește aici este o nuntă. E ceva nou. Și uitați-vă de la versetul 21. Nimeni nu coase un petec de postav nou și e dubla ofertă a Domnului Iisus la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Eu aduc ceva nou, nu mă puneți în tiparele Vechiului Testament și nu mă puneți să împlinesc simbolurile care vosteau despre venirea mea. Am venit! Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Și al doilea simbol este, deci, noutate și bucurie. Noutate și bucurie. Noutate și fericire. Aceasta este oferta Fiului. Iertare, integrare și această extraordinară ofertă a libertății de vechi pentru a intra în ceva nou în care nota predominantă este bucuria, fericirea. Nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Farisei au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să se facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el, apoi le-a zis, n-ați înțeles nimic din simbolurile Vechiului Testament. Ele se împlinesc spiritual și forma
are valoare numai când fondul este acolo. În ce mă privește pe mine, sunt mai mare ca David, pot să dezleg sabatul și vă ofer o libertate de toate tipicurile și toate tradițiile ca să intrăm într-o împărăție nouă. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului, eu, Mesia, este domn chiar și al sabatului. Capitolul 3, citim până la versetul 6 și aici ne oprim. Iisus a intrat din nou în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată. În mintea mea, următorul paragraf ar trebui să spună, ca să nu-i tulbure, s-a gândit să-l vindece a doua zi. Se pare că de-abia aștepta o ocazie ca să o folosească. Mesajul lui, cuvântul care îl vostea el, era în dimensiunile acestea trei, iertare, recuperare și eliberare de trecut pentru ceva nou. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Ghearele se ascuteau, rânjetul arăta deja colții. Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau, deși ar fi putut răspunde pentru că legea dădea răspuns la așa ceva. Atunci, rotindu-și privirile cu... E unul din puținele locuri din Scriptură în care ni se spune că Domnul Iisus s-a mâniat. Rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Și toată adunarea a pornit în strigăte de aleluia, amin, și au început să cânt. Păi nu era vorba de vindecări? Păi nu fuseseră așa de mult de vindecări, că erau mulțimi și toată lumea era entuziasmată? Nu mai sunt entuziasmați. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii, garda lui Irod, cum să-l piardă. Vedeți ce mare schimbare de data trecută până astăzi? Era așa de popular că nu mai putea intra în niciun oraș, în niciun sat. Numai că a venit înapoi și a zis, oameni buni, hai să stăm de vorbă. Pă bune, ce căutați voi? Și ce credeți că am venit eu să vă aduc? Păcatele sunt iertate. Oh! Fiul omului are putere să ierte păcatele. Oh! Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință pe cei care sunt păcătoși. Am venit să recuperez pe cei păcătoși pe care voi nu mai dați doi bani și pe care i-ați aruncat din cauza religiei afară din familia lui Dumnezeu. Pe aceea am venit să-i aduc înapoi la inima Tatălui. Bucurie, părtășie, intrare prin casă, mâncare, băutură, oameni care niciodată n-au fost primiți într-o sinagogă, îl au pe Dumnezeu în casa lor. Ucenicii vin și spun, dar de ce nu postiți? De ce nu postiți? De ce nu vă întristați? De ce nu plângeți? De ce e așa mare bucurie? Domnul Iisus spune, e bucurie pentru că a venit mirele. Ei sunt mireasa care m-au recunoscut ca mire. Voi sunteți țața floarea care nu m-a recunoscut ca mire. Când intră mirele în sat, mireasa explodează de bucurie. Voi sunteți ceilalți care nu sunteți mireasa. Și mai rău se supără pe el. Intră în sinagogă în sabat și le oferă eliberare, eliberarea de vechi și intrarea într-o bucurie de o natură cu totul și cu totul nouă, pe care o va aduce în împărăția lui Dumnezeu, care va fi altfel decât legea lui Moise. Și ei se sfătuiesc cum să-l omoare. A venit să le dea iertare, recuperare, reintegrare și a venit să le dea ceva nou, eliberat de trecut, de dogme și ceva care se va caracteriza în esență de bucurie. Ei l-au refuzat. Întrebarea mea pentru mine și pentru tine este ce ai făcut și ce fac eu. Vom vedea cum el se retrage și alege cei 12 și face încă o dată foarte clar care este misiunea și trece la treabă. Citeam astăzi o meditație, se numește Bucuria. Sfântul spune, cu cât îmbătrânesc mai mult, îmi dau seama că bucuria nu este o problemă de statut social, stare materială, căsătorit sau necăsătorit,
poziție geografică în America sau în altă parte, vârstă, tânăr sau mai bătrân. Bucuria nu depinde de nimic din toate acestea. Bucuria este o atitudine care este rezultatul unei alegeri. Ca să parafrazez un poet și de acolo o strofă, o corabie o ia la est, o altă corabie merge la vest, dar nu din cauza vântului. Vântul bate la fel pentru amândouă corăbii. Dar în corabia aceea este unul care știe să pună pânzele în așa fel încât și să țină cârma în așa fel încât cu aceleași vânturi o corabie o ia la vest și o corabie o ia la est. Nu e vina, nici meritul vântului. Este decizia capitanului și a cârmaciului. S-a spus, în fața vieții, fiecare dintre noi trebuie să luăm o decizie. Ori avem încredere în Dumnezeu și îl vedem în tot ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla, în mijlocul acțiunii, stăpân pe situație. Și pentru că avem încredere în El, știm că o să iasă bine. Și încrederea aceasta este izvorul unei bucurii pe care nu poate să nu ia nimeni. Sau nu-L vedem pe El și petrecem toată viața în gemete și nemulțumiri și cârteli, că nu primim ceea ce am meritat în comparație cu alții. Că fiecare dintre noi trebuie să facă o alegere. Și drumul spre bucurie este rezultatul alegerii pe care o faci. Cum îți așezi tu corabie? M-am gândit în timp ce am tradus că cea mai bună ilustrație a fost fratele Gheorghiță. Vântul și vijelia vieții i-a luat rând pe rând și l-a dezbrăcat de toate lucrurile care nouă ne dau așa zisa bucurie. Bucuria de a sta în familie n-a mai fost. Bucuria de a veni la biserică i-a luat-o. Bucuria de a nu sta în aceeași casă ca într-o, și cameră ca într-o pușcărie i-a fost luată. Bucuria de a merge i-a fost luată. Bucuria de a avea picioare i-a fost luată. Unul după altul i-au fost luate amândouă picioare. Bucuria de a fi lucid. I-au luat-o cu medicamentele care li le dădeau ca să calmeze durerile acelea înspăimântătoare și îngrozitoare. Un singur lucru n-au reușit să ia. Bucuria. Omul acesta a fost hotărât să fie bucuros.